bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? O întrebare simplă, plină de duh, plină de însemnătate, plină de greutate și, dacă vreți, într-un cuvânt, plină de esență. Nu mai este nevoie de pus 1000 de întrebări. Ce este mântuirea? Eliberarea sufletului de păcat și unirea lui cu Dumnezeu. Și ce să fac să mă mântuiesc? E o întrebare pe care o găsești tot timpul, adresată unde? În tot ce se cheamă viețile sfinților, în tot ce se cheamă paterice, în tot ce se cheamă convorbiri duhovnicești, în tot ce se cheamă dialog între învățător și ucenic. Și sunt două datorii sacre. Ucenicul are rolul de a asculta pe învățător și de a împlini porunca, pentru că în momentul în care îi ceri ucenicului să se mântuiască, trebuie să-i dai un canon. În momentul în care el îl împlinește, spun Sfinții Părinți, și Harul Duhului Sfânt lucrează. În momentul în care nu îl împlinește, acel cuvânt se va numi cuvânt deșert. De aceea Scriptura consemnă două lucruri foarte simple. N-aruncați mărgăritarele voastre câinilor și porcilor, ca întorcându-se să nu vă rupă, și pentru tot cuvântul deșert veți da seamă. Iar o altă filozofie adâncă, tot a învățăturilor marilor înțelepți ai lumii, spune așa, că și învățătorul la rândul său greșește atunci când destăinuie taine sau învățături vreunui ucenic care nu merită. Pentru că sunt ucenici care merită să le descopere învățătura și ucenici cărora nu merită să le descopere învățătura. De ce? Pentru că iau în râs sau în deșert cuvântul Domnului Dumnezeu. De aceea se și spune în Scriptură să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. În Evanghelia de astăzi, pentru că aici trebuie să ne axăm, găsim două lucruri importante. Imaginea Mântuitorului Iisus Hristos ca învățător, imaginea Mântuitorului Iisus Hristos ca Dumnezeu întrupat și om din Fecioara Maria, în plină activitate mesianică și în contact direct cu cei care întotdeauna credeau sau au crezut că îl ascultă. Întâi avem dregătorul de lege, cel pe care îl întâlniți permanent la Sfântul Maslu. Și el spune așa, cine este aproapele meu? Aproapele meu este cel căzut între tâlhari. E un răspuns simplu dat de Mântuitorul și știți pilda, nu o repetăm. Dar el întreabă, dar aproapele meu are un nume? Are o condiție? Nu. Tot Scriptura ne învață. Faceți bine celor ce vă urăsc. Faceți bine celor ce vă fac rău. Nu răsplătiți cu rău celor ce vă fac rău. La dușmanul tău să-i îngrămădești cărbuni pe cap, dându-i pâine și sare și binecuvântare și așa mai departe. Deci aproapele nostru nu are o statură anume. Deci aproapele nostru nu este mama. Ăla-i semenul și sufletul nostru, sângele nostru. Aproapele nostru nu-i fiul. Aproapele nostru nu-i fratele, aproapele nostru nu-i sora și chiar aproapele nostru nu este nimeni cei de lângă noi, care spune Scriptura că în momentul în care voi veți da și așteptați răsplată, n-ați dobândit nimic. În momentul în care faceți bine celor ce vă fac vouă, n-ați făcut nimic. Iubiți pe vrăjmașii voștri, spune Scriptura. Și iată că aici, în momentul de față, Mântuitorul pretinde să arate o legătură între ce? Între cele 10 seminții de samarineni, care au fost luate de împăratul Asud al asirienilor și duse într-o localitate îndepărtată, unde i-au pierdut contactul și cu Tora și cu legea veche și ușor, ușor au făcut un amestec de religii dintre iudaism și păgânism. Și atunci așa au făcut pe muntele Garizim un altar unde aduceau jertfă. Și erau considerați oameni spurcați, n-aveai voie să mănânci de la ei, să iei de la ei. Și totuși acel samarinean cu inimă de câine, pentru că era păgân, a fost pus în contactul și în lumina cu societatea la trei lucruri diferite.
Trece preotul templului și vede pe cel căzut între tâlhari și, bineînțeles, se grăbea la jertfă, n-avea timp să-l ia primul ajutor. Vine diaconul și îl vede trântit jos levitul și pleacă la jertfă, avea de spălat jertfele, avea de slujit arhiereului în templu. Îl lasă și trece mai departe. Samarineanul, în drumul său, îl pune pe asin și îl duce la casa de oaspeți. Și Mântuitorul îi spune, fă și tu asemenea. Atât este răspunsul. Fă și tu asemenea. De aici rezultă și ceea ce este astăzi o contradicție mare pentru noi ortodoxi toți, că noi ortodoxi atunci când ne exprimăm dogma din punct de vedere al literei, spunem așa, numai noi ne mântuim. Mântuitorul Iisus Hristos vine să ne demonstreze că păgânii fac bine din ale firii neavând lege. Deci atât și ei se mântuiesc. Nu știm modul. Nu știm felul, dar știm că Dumnezeu a spus la judecata de apoi așa, nu veniți, binecuvântații ortodoxi ai mei, să moșteniți împărăția cea gătită vouă, binecuvântații tatălui meu, dar acelor binecuvântați le-a spus în Evanghelia de la morți, de la Ioan. Și vor învia cei ce au făcut fapte bune spre învierea vieții. Cei care au făcut fapte bune. Cine poate să fie cei care au făcut fapte bune? Evident că cei care au respectat ce? Imaginea din om, imaginea din Dumnezeu. Când l-a creat Dumnezeu pe om, cum l-a creat? Chipul și asemănarea sa. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică dacă Dumnezeu e bunătate și omul e bunătate. Dacă Dumnezeu e putere și omul e putere, are puteri suprafirești. Dacă omul e iubire și Dumnezeu e iubire, dacă omul e milă și Dumnezeu e milă, toate le găsim ca atribute divine pe care omul le-a moștenit prin ce? Prin suflet și prin conștiință. Dar acum lucrurile s-au simplificat. Vedeți că avem o mântuire de tip practic, în care Mântuitorul scurtează totul și limitează la flămând, gol, îmbrăcat, dezbrăcat, bolnav și așa mai departe și mi-ați dat mie și celor mai mici și mie mi-ați făcut, dar mai are și o mântuire din punct de vedere tehnic și cineva va zice ce caută tehnica în mântuire? Păi caută. Așa cum există o tehnică a sculpturii, există și o tehnică a cântecului. Așa cum există o tehnică a rugăciunii, așa există și o tehnică a faptelor bune. Deci toate se fac pe o cultură. Și atunci, în momentul în care Mântuitorul vine să întărească partea tehnică din Scriptură, adică partea scrisă a literei, se apropie de mulțimea care era de față, își ține discursul, ce credeți că făcuse în clipa aceea? A luat un copil în brațe și a spus, de nu veți fi ca prunci, nu veți intra în împărăția Dumnezeu. Ia ce etichetă. Uite, timbru de intrare în rai, să fii ca prunci. Asta ce înseamnă? Că îți trebuie șervețel la gât și jucării? Îți trebuie cărucior și morișcă? Nu. Ca să fii ca pruncul la minte, în nerăutatea ta, să fii ca pruncul la suflet, în iertare, ați văzut doi copii mici, acuși să ceartă, acuși să împacă. Ei n-au noțiunea de timp, de ură, de răutate. Inocența. Să fii blând ca un copil, să fii naiv ca un copil, să fii împăciuitor ca un copil. Deci un copil mic are toate calitățile fine, ca să spunem, adamice. De aia este și numit înger. Până la 3 ani n-are judecată. Deci nu se judecă ca omul matur atunci când urmează dreapta judecată. Dar, pe lângă toate acestea, deci în calitate de copil trebuie să mai ai ce? Nevinovăția poftelor trupești, așa cum o au copii. Un copil de 1 an sau 2, dacă este gol, el nu se rușinează și nu-și dă seama și nu știe. Pe când un om mare, repede, vai, dar-ți dezbrăcat. Ești dezbrăcat și la minte și la trup. Ești dezbrăcat pentru că știi ce înseamnă păcatul. Ești dezbrăcat că știi ce înseamnă pofta. Ești dezbrăcat că știi ce înseamnă îndrăzneala și obrăznicia și curajul și nesimțirea, dar ești curat atunci când nu știi despre ce este vorba. Și care este locul cel mai sacru, dacă vreți, și cel mai intim
în care omul devine copil? În două situații. În fața morții, deci în fața morții omul când se duce cu moartea, nu-l mai interesează dacă este îmbrăcat sau dezbrăcat și își dorește zile. Ați văzut în reanimare sau în spitale, când îi duce acolo în aparaturile speciale ca să respire, să bată inima, să îi monitorizeze, ei nu-i mai interesează. Atunci, în mintea lor, în lupta cu moartea, își doresc viața. Și un alt loc în care omul devine copil este în fața duhovnicului când se spovedește și atunci se dezbracă nu de caracter, ci se dezbracă de interiorul lui și îl golește afară. Am furat, am dat în cap, am curvit, am omorât, am dușmănit, am purtat rău, am ținut minte rău, m-am răzbunat. De ce lucrul ăsta? Ca să poată să se curăță haina sufletului și să salbească haina Duhului. Deci iată încă o dată când suntem copii. Atunci când cu toată sinceritatea și neobligați de nimeni, scoatem și aruncăm afară interiorul nostru mizerabil. De aceea spune că păcatul este mut și surd. Nu se vede, nu se aude. E omul ca atare, ca bibelou. Frumos îmbrăcat, frumos îngrijit, frumos pieptănat, frumos și elegant, dar nu știi ce e în interiorul lui. După ce ai discutat cu el, în clipa respectivă îți dai seama ce ai de restaurat. Și atunci începe restaurarea în Iisus Hristos sau partea tehnică de mântuire și începi să-i spui, trebuie să postești, trebuie să priveghezi, trebuie să te închini, trebuie să te rogi, trebuie să fii blând, trebuie să fii bun, trebuie să te înfrânezi, trebuie să te stăpânești și în cele din urmă cu ce îl restaurezi. Spune Părintele Staniloae, Iisus Hristos și restaurarea omului. Deci în Iisus Hristos îl restaurezi. Când omul mănâncă împărtășania din linguriță, aceea devine ca o haină, ca o oglindă sau dacă vreți, ca o vopsea sufletească care vindecă și chituiește răni, găuri, bube, urme, suferințe și cicatrice. Avem noi termenul și folosim foarte des expresia. Am uitat, dar mi-a rămas ceva în suflet, este o rană adâncă. Ei, pentru acea rană adâncă, încă mai este nevoie de Sfânta Împărtășanie și de rugăciune. De ce? În momentul în care ai putut să ierți totul și să scoți totul afară, de-abia atunci ești pe punctul bun de a fi asemenea lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu la potop? S-a căit că l-a făcut pe om și a zis să-l voi pierde. După aceea s-a căit tot Dumnezeu și a spus nu-l voi pierde, îl voi mântui. În momentul în care a venit învierea, a vrut pe toți să-i mântuiască și spune Scriptura, afară de fiul pierzării cine? Cel care și-a făcut singur pactul cu diavolul, adică Iuda. Dar tuturor le-a dat mântuirea, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului celui binecredincios. Și acum, întorcându-ne exact pe țarina unde Mântuitorul sta, în urma acestor discuții pe care noi le-am avut, un tânăr entuziasmat, ce vârstă o fi, având categoric peste 18 ani, că altfel n-ar fi avut voie să vorbească din Tora sau să pună întrebări conform legii Vechiului Testament, a zis așa, bunule învățător! Și aici, după cum tâlcuiesc cei care fac exegeze la predicile duminicilor și pericopilor evanghelice din timpul duminicilor anului, spune că ar fi fost două temeiuri. Mântuitorul l-a privit cu drag și în momentul în care l-a privit cu drag, noi știm că Mântuitorul a avut predilecție spre partea tânără, vindecând pe fica lui Iair, deci a fost milă și a înviat-o, pe fiul văduvei din Ain l-a înviat, pe Lazar, care era matur ca la 30 de ani și l-a înviat, dar mai mult decât atât, știm că și între apostoli Ioan Evanghelistul era cel mai tânăr și stătea cu ceilalți discipoli și învăța legea, fost ucenic a Sfântului Ioan Botezătorul și Andrei din Betsaida, care veneau din pustiul Vitavare. Ce rămâne însă interesant? Faptul că tânărul a profitat de bunătatea sau de prima imagine în contact cu Mântuitorul și ce a zis? Ar trebui să mă dau puțin mare. Și noi avem uneori impresia că ne dăm mari.
Părinte, dar eu postesc, eu citesc Psaltirea. Da, dar așa ai și inima plină de dragi. Și porți ură și pe jumătate de cartier. Și nu vorbești nici cu jumătate de scară. Și mai ai grijă încă la 20. Și mai porți grijă lui ăla și lui ăla. E adevărat, pus în balanță, nu se compară o catismă din Psaltire pe zi cu toate răutățile pe care le faci. Ar trebui 20 de catisme din Psaltire pe zi și o singură răutate. Că așa spune, ajunge zilei răutatea ei, nu răutățile ei, adică o singură răutate. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că el a profitat de nivelul de discuție al Mântuitorului, care probabil, așa cum și duhovnicul cu ucenicii când se cunoaște, își permite să discute din aproape, nu distant și instituțional. Și atunci a întrebat, dar eu, bunule învățător, ce să fac să moștenez viața de veci? Probabil vrea să arate celor din jur că e un bun cunoscător al legii. Și aici exegeza are două idei. Una, că a crezut că învățătorul va învăța altceva decât scrie în lege, de aceea îi și spune Mântuitorul, să nu furi, să nu ucizi, să nu curvești, să cutare, să cutare, de decalogul. Și la care el dă un răspuns foarte categoric. Iată că avem de-a face nu numai cu un tânăr bogat, cu un dregător bogat, dar și cu un om instruit și înțelept. Toate le-am păzit din tinerețe. Ei, închipuiți-vă cu câtă pietate și evlavie babele noastre ortodoxe și creștine să bat cu pumnul în piept față de tinerele dezordonate și necunoscătoare ale legii când vin și spun, poa, dar eu de mică merg la biserică, dar eu de mică port parastase, dar eu am rost pragul bisericii, dar eu știu rugăciunile pe de rost, dar știu acatiste, dar am citit toată Sfânta Scriptură. E adevărat. Și așa o fi. Nimeni nu contestă. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, în momentul când a primit replica că toate le-am păzit din tinerețe, atunci i-a arătat că urcușul spre mântuire nu e un prag. Mulți și în ziua de astăzi consideră, deci au fost două praguri, ortodoxia a trecut două încercări. Întâi, până la Revoluția din 89, datorită ideologiei marxist-leniniste și a învățământului ideologic cu mistica, cum spuneau ei, că nu suportau oamenii de duh și îi arestau și îi împușcau și îi omorau și îi chinuiau și îi executau prin pușcării. Deci, această ideologie, timp de 50 de ani, a vrut să facă negația existenței lui Dumnezeu. Asta a fost prima lor idee. Nu există Dumnezeu. Omul a făcut agricultura, omul a făcut industria, omul a făcut pâinea, omul a făcut bunul mers al lucrurilor, omul a făcut orașul, omul a făcut bunăstarea, omul a creat universul, toate. Era o explicație generală la toate. Și atunci, cei mai mulți exegeți ai vremilor comuniste puneau accentul pe dovedirea, și chiar așa era și esența lucrurilor, existenței lui Dumnezeu. Și încercau săracii să explice în cuvinte puține sau în cuvinte posibile că Dumnezeu există. De ce? Pentru că aveam acea categorie de dregători înțelepți, dascăl de școală, educatori de grădiniță, membri de partid, activiști de partid, nu e o rușine, așa era structura vremii de atunci, care erau obligați în ședințele și în ceea ce făceau ei să spună că nu există Dumnezeu. O vorbă populară din popor spune că la o asemenea ședință, un țăran simplu s-a sculat în picioare și a spus așa, bine, bine, noi știm că există Dumnezeu și dumneavoastră ne explicați că nu există. Dar dumneavoastră, cine v-a spus că nu există? Și i-a încuiat. De ce? Pentru că așa cum spui că există Dumnezeu și nu o poți demonstra palpabil, pentru că Dumnezeu nu se vede, ci se simte și se crede, așa trebuie să demonstrez și inexistența lui Dumnezeu pe un factor. Și atunci activistul de partid a spus, bine, bine, stai jos, mai discutăm noi. Nu, domnule,
Dacă toți suntem atâta prostime în sala asta și trebuie să credem că nu există Dumnezeu, trebuie să ne și explicați cine a spus că nu există Dumnezeu? Unde scrie? Și s-au blocat. De ce s-au blocat? Pentru că în om există o conștiință. Și atunci când tu ești fals în interiorul tău, apare tulburarea și neliniștea. Aceeași tulburare și neliniște a avut-o de data aceasta tânărul, prins în capcană de Mântuitorul, care nu i-a spus că e credincios sau păcătos, ci i-a strecurat așa o idee de înălțime duhovnicească. Stai un pic, vrei să discutăm în alt, te duc eu în înălțime. Îți mai lipsește una. De ce a spus că îi mai lipsește una? Pentru că de prima lege din Decalog se leagă tot actul mântuirii din Noul Testament. Hristos a adus Evanghelia iubirii, Evanghelia Harului și a spus așa, să iubești și vedeți câte avem de făcut pe Domnul Dumnezeu tău, în primul rând, din tot cugetul, deci cu interiorul, cu simțirea, din tot sufletul, deci cu tot divinul din tine și din toată inima, cu casa sufletului. Deci îl implici pe trup plenar în iubirea lui Dumnezeu. N-am voie să greșesc cu trupul, că inima e parte din trup, n-am voie să greșesc cu Duhul, că e parte din suflet și n-am voie să vorbesc cu cugetul, că e parte din suflet. Luminătorul sufletului este mintea, că de aici vine partea cugetătoare. Și în clipa respectivă, deci trebuie să te urci atât de sus încât nu găsești limită. Și spun psalmii lui David, suișuri a pus în inima sa, din putere în putere, cel ce faci pe îngerii tăi, Duhul și pe slujile tale, pară de foc. Deci iată până unde putem noi ajunge, până la para de foc. Unde întâlnim para de foc? Când s-a rugat Marcu Franciscan în muntele Francis și a ridicat mâinile la cer, din degete ieșeau 10 săbii de foc care străbăteau cerul. Și cineva va zice, ai vrea, asta a fost acum 1.200 de ani, acum 2.000 de ani. Nu! Ne întoarcem la Teodora de la Sihla, care stătea pe o stâncă în munții Sihlei și când se ruga noaptea la cer, ieșea foc din degete și se vedea lumină la cer. Și cine a văzut aceasta? Trapezarul mănăstirii care vedea cum fură păsărelile pâinea și se duceau ca să o hrănească, deci iată ca corbii lui Ilie cumva. Și cine? Călugării care s-au luat noaptea după lumină și au văzut-o stând pe stânci la rugăciune înălțată de la pământ. Deci iată o stare de rugăciune despre care Mântuitorul n-a consemnat nicăieri, dar a demonstrat-o în două acte. Petre, vino la mine și l-a chemat pe mare. Cât a crezut în Hristos cu adevărat, a mers ca pe uscat. Când a devenit necredincios, s-a cufundat și a spus, cred, Doamne, ajută necredinței mele, ca și ăla din puțin credinciosul, ca și ăla cu fiul lunatic. Dar, în același timp, tot Mântuitorul Iisus Hristos a demonstrat în Evanghelie și a spus, știți, avem termenul de comparație noi ortodoxi și nu numai românii, toate națiile pământului, unii se cred sfinți că sunt pravoslavnici, alții se cred sfinți că au Bizanțul, adică ruinile Bizanțului, că Bizanțul nu mai există. Noi ne credem sfinți că avem Sfânta Împărtășanie pe Dumnezeu cel adevărat. Și atunci rămâne o treaptă. Și acea treaptă știți care este? Credința. Și ce a spus Mântuitorul despre credință? Uite, avem aici biserica plină de creștini. Ieșim în fața acestui deal din stânga mănăstirii și îi spunem, mută-te și te aruncă în mare. Și cel ce va crede, ce va zice și nu se va îndoi inima lui, se va face. Și acum eu întreb, câți din noi pot muta muntele cu rugăciunea? Cred și sunt sigur că niciunul. Nici apărătorii ortodoxiei, nici marea rezistență, Gaia, înascuns, propagandează tot felul de impresii. Nu, nimeni. Deci muntele îl poate muta doar Dumnezeu prin gura noastră și credința noastră. Dar cât de mare trebuie să fie credința? Ia să vedem unitatea de măsură a credinței. Și de-ți avea credință cât un sâmbure de muștar, care e mai mic un pic decât sămânța de varză și mai mare decât sămânța de mac, puțin mai răsărit, ai zice muntelui să se mute și s-ar muta în mare. Acum vă întreb, toată credința noastră adunată cât valorează? Mai nimic. De ce? Pentru că noi nu suntem în stare să mutăm o patimă din trup afară de trup
din inimă afară de inimă și din minte afară de minte. Ce spun Sfinții Părinți? Paza minții, trezvia atenției, da? Ce spun Sfinții Părinți? Luarea minte, cunoașterea de sine. Ce sunt astea? Sunt elemente care duc la curățirea minții. Cum trebuie să fie mintea ca să intre în inimă? Curată. Și prin ce intră în inimă? Prin Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasă. Și spun Sfinții Părinți, Isaac Sirul îndeoseb și cu Simeon Nou Teolog, și chiar Teofan Zăvoritul, și chiar în Zbornicul, și chiar în vârstele treptelor spirituale, spune așa, când mintea se curăță, inima o primește ca pe o mireasă. Câți din noi am simțit lacrimile și căldura inimii la rugăciune, dar cea cu adevărată, nu că plângem noi că a cheltuit băiatul euro în Italia sau plângem noi că s-a despărțit fiica mea de ginere meu. Nu asta. Deci plânsul inimii, plânsul acela filocalic despre care vorbesc toți Sfinții Părinți. Nimeni. Deci, încă o dată demonstrăm că n-avem inima curată. Și ce îi spune Mântuitorul? Îi spune Mântuitorul cel mai înțelept lucru. Și aici este foarte complicată Evanghelia, deși pare simplă la prima vedere. Vindeți toate, deci vindeți toate și urmează mie. Adică ia-ți crucea ta și vină după mine. Ce consemnă Evanghelia? Că a făcut tânărul așa ceva? Nu. S-a întristat și așa întristat s-a întors la casa sa. Întristat pentru că nu era interesat de viața de veci și a pus o întrebare capcană și a căzut în ea și era proverbul popular, dacă tăceai filozof rămâneai. Întristat că omul nu se poate lepăda de avere atât de ușor cum credem noi, dar întristat și de altceva. Și aici trebuie să fim atenți și așa m-am gândit eu azi în câteva cuvinte să punem accent pe treaba asta. Uneori, ce numim noi avere? Un gard, o casă, o mașină, un cec sau niște copii realizați sau un curs de realizare. Asta e munca pentru care omul se zbate și serviciul care îl face. Să presupunem că acestea sunt lucruri trecătoare și auxiliare, deci nu avem nevoie de ele în planul de mântuire. Deci casa stai în ea să nu-ți fie fric, așa spune, cum grijești de suflet, să grijești și de trup. Banii nu sunt necesari, dar asigură schimbul altor mărfuri și trebuie să muncești, că a spus Pavel, nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine, cel ce nu lucrează nici să nu mănânce. Și tot în Sfânta Scriptură spune, nu vă grijiți ce veți mânca și ce veți bea, că Dumnezeu vă va da vouă, priviți la păsări, la crinii țarni și așa mai departe. Dar ce vrea să scoate în evidență? Că viața de normalitate nu stă împotriva actului de mântuire. Să nu credeți că dacă cineva are două mașini, n-are șansă să intre în rai, sau cineva dacă are numai căruță, nu intră în rai, sau cineva dacă n-are nici căruță, nici mașină, n-are șansă de rai. Nu! Raiul este și a celui cu mașină și a celui fără mașină. Și a celui cu bani și a celui fără bani. Dar și iadul la fel. Iadul poate fi și a celui cu bani și a celui fără bani. A celui cu bani, că avem două pilde concrete consemnate în Sfânta Evanghelie. Unul și-a mărit hambarele și a zis, bea, mănâncă și te veselește, de s-a pus pe chermeze. Așa se face de toamna până la Paște, de acum e vreme de iarnă. Și al doilea, era atât de îngânfat de prost și de mândru că pe lângă că își făcuse o garderobă care depășise toate standardele universale de îmbrăcăminte, ajunsese să poarte manta din perișor de pește de mare, cum se cheamă visonul ăsta, care e un fel de purpură de pe coada unui pește, încât nu-l interesa că și câinii mor de foame la poarta lui. Jăvrele, ogarii, străzii care noi îi grijim și le dăm o coajă de pâine din milă când trece pe lângă ei, el și pe ea îi neglija. Darmite pe Lazar, cel care era plin de bube și câinii se hrăneau lingându-i lui rănile. Deci până într-atâta mergea împetrirea minții lui. Dar tânărul de astăzi nu se știe dacă era de aceeași factură, deci dacă ajunsese la aceeași măsură, dar se vede că în momentul în care a fost chemat să se lepede de averi, mai repede s-a lepădat de Dumnezeu. Și unde întâlnim lucrul acesta? Îl întâlnim de acum în alte două ipostaze. Ipostaza numărul 1.
Ce fel de oameni să nasc în societate? V-ați pus vreodată întrebarea? Vă spun tot eu, ca cel care mă uit și vă văd din față. Dumneavoastră nu vă puteți vedea decât prin oglindă. Avem în societate așa, oameni frumoși și urâți. Și cineva va zice așa, părinte, dar ce înseamnă frumos și urât? Frumos înseamnă omul cu chip frumos din punct de vedere biologic, dar la fel de bine frumos înseamnă și omul lăuntric sau plăcut, care nu contează cum arată, dar ți-i drag să stai de vorbă cu el. Urât înseamnă omul cu chip urât din punct de vedere biologic, cu un semn, cu o malformație, cu, mă rog, câte a lăsat Dumnezeu. Dar poate fi urât și din punct de vedere sufletește, o lepră, un libidinos, un scârbos. Și atunci ăla este tot urât. Și acum Dumnezeu spune așa, că noi trebuie să adunăm bogăție. Care sunt cele trei daruri ale bogăției care le dă Dumnezeu omului? Ce a cerut Solomon când a vrut Dumnezeu să-i dăruiască toate ale pământului? Cea mai mare bogăție, înțelepciunea. Asta este prima bogăție pe care tânărul din Evanghelia de astăzi o avea. Era înțelept, dar era prost. Țineți minte. Știa legea, avea inteligență, era cunoscător, dar nu era împlinitor. Așa și în societate. Deci avem oameni bogați sufletește și avem oameni săraci sufletește. Avem oameni frumoși sufletește și urâți sufletește. De ce? Dacă spune prima poruncă că pe Dumnezeu să-L iubești din tot cugetul, trebuie să spui ca Grigore de Nisa. Doamne, pentru Tine trăiesc, pentru Tine exist, pentru Tine cânt. Dacă există om care iubește pe Dumnezeu cu adevărat, îl ai pe Apostolul Pavel, care spune, Doamne, nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci auzi ce spunea el despre dânsul. Și unde găsim asta? La Teoforul, la Ignate. Mâncându-i fiarele tot trupul și lăsându-i o grămadă de oase, au constatat ighemonii că a rămas inima jos. Inima e un organ care este plăcut fiarelor sălbatice. Nu s-au atins de ea. Și atunci au avut ideea să o despice cu sabia, în ideea că nu o poate apuca animalul cu gura. Și ce era implementat pe jumătate și pe cealaltă jumătate? Imaginea lui Iisus Hristos și semnul Sfintei Cruci, deci jertfa învierii. De aici se spune Teoforul, purtătorul de Hristos, de Dumnezeu. Iată, deci aceasta este inima de care are nevoie Dumnezeu. Deci asta e iubirea de care vă spuneam, din tot sufletul și din tot cugetul și din toată ființa. Deci cu toată ființa, cum trebuie să-L iubești pe Dumnezeu? Simplu. Luăm o singură măsură. Și cum stătea Avram? Și cum stătea Avram în ținuturile sale? A auzit un glas. Ieși din casa tatălui tău și du-te unde îți voi spune eu. N-a luat temeliile, actele de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, cheile de la mașină, magazin încuiate, pază, obiectiv, militar, mitraliere, camere de luat vederi. Nu. A ieșit cu mâna goală și s-a dus de nebun. Și unde s-a dus? Într-un alt ținut, în ținutul Ur. Și ce a făcut acolo? A stat și iarăși a colindat și în final când a venit la Mamvri și s-a stabilit unde avea și oi și slugi și soție și slujnică și tot ce avea nevoie, s-a arătat Sfânta Treime. A stat la masă la casa lui Avram pentru ascultarea lui desăvârșită. Și ce a făcut? L-a făcut bogat, tata multor neamuri, dar cum l-a făcut? Dăruindu-i femeii celei sterpe pe Isaac, despre care Dumnezeu a considerat că nu e suficientă încercarea. Și a zis așa, ia pe fiul tău, urcă-te în muntele Moria și jerfește-l. Ce-ar face o mamă cu un singur fiu? Doamne, dar cum să fac prostia asta? Dar poate e de la dragi, poate nu e de la Dumnezeu. Cum să înjerfesc pe unii cu meu fiu? Dacă aș mai avea unul sau o fiică sau așa, nu. Avram a făcut în felul următor. I-a povestit lui Isaac ce vrea să facă. Nu i-a ascuns taina. Și Isaac a spus, da, tată, fă mai repede și mai cu îndemână ceea ce ți-a cerut Domnul Dumnezeu. Deci iată, din Tatăl Sfânt, și un copil sfânt.
A pus Isaac lemnele pe asină, au luat asina de ață, au suit în muntele More, au făcut altarul de piatră, a pus lemnele și l-a pus pe Isaac. Și când se ducă cuțitul la gât, ce a spus Dumnezeu? Am văzut credința ta. Vreau să pun o întrebare, temă pentru acasă. Câți din cei noi de față am putea face așa ceva? Nu putem. Știți de ce? Dacă îți duce băiatul la biserică, dar te-ai prostit, ai luat-o capabile cu biserica? Dacă îți duce la mănăstire, dar ce? Numai a meu, dar n-are cine să ducă? Deci asta e credința noastră prin care Dumnezeu ne verifică. Și l-a verificat și pe tânărul de astăzi. Când i-a spus, lasă toate și îmi urmează mie, ho, Doamne, ești tu frumos, ești teoretic, ești interesant, filozofia creștină, vă spun o banală chestiune. Deschideți tembelizorul și urmăriți emisiunile de duminica, toate muierile, toate fițoasele, toate așa zisele artiste de carton, toate vorbesc cum s-au îndreptat ele la dreapta credință. De ce? Prinde la prostime. Prinde la oamenii fraieri și slabi. Vai, cum s-au îndreptat ele spre dreapta credință? Credința e o taină de suflet, nu de publicație în televiziune. Credința este o taină de har și nu se scrie în ziare. Credința este o taină de inimă și nu se spune la vecini. Nimeni nu știe cât ești de credincios sau de necredincios. Faptele tale o dovedesc. Și atunci, dacă nimic nu mai merge, hai să ne dăm toți cu biserica, că dacă mergi la biserică ai o imagine impresionantă. Hristos nu ne iubește de imagine. Hristos ne iubește că vrea să ne mântuiască. Și atunci ne cere un singur lucru. Dacă toate le-ați păzit din tinerețe și până aici a fost totul bine, lăsați totul și urmați mie. Ce înseamnă a urma lui Hristos? A pune capăt urii, a pune capăt răutății, a pune capăt păcatului și fără de legilor și a urma Evanghelia cea dreaptă a lui Hristos. Ce a făcut Maica Domnului când a fost chemată la mântuire? Avem două dovezi. La 3 ani a dus-o Ioachim și Ana pe jos în templu și a alergat ca un fulg. A suit treptele templului lui Zorobabel și la 3 ani știa tot psalmii treptelor. Când aveai voie, așa era regula. Când se intra pe cele 12 trepte, trebuia la fiecare treaptă să pui un psalm. Catisma 18, aici vă spun eu, scrie acolo psalmii treptelor. Ei, Maica Domnului știa pe toți și îi urca spunând acei psalmi. Câți copii știu crezul și tatăl nostru la 3 ani? Prea puțin. Vine vremea să-l poarte pe Hristos în pântece. Și ce face Maica Domnului? Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Câte femei ar putea spune, iată roaba Domnului? Stai un pic să vedem dacă este o circumstanță, nu circumstanța. Fapta, credința. Și de aia v-am spus, în Evanghelia de astăzi nu s-a pus accentul pe casă, masă, mașină, gard și vaca din ogradă. S-a pus accent pe bogăția sufletească. Cum ai știut să faci 4 facultăți, trebuie să știi să înveți și Evanghelia. Cum ai știut să faci 4-6 doctorate, trebuie să știi și Noul Testament. Cum ai știut să înveți cursuri la facultate, trebuie să știi și psalmii. Cum ai știut să înveți toată filozofia lumii și prostiile orientale și paranormale, trebuie să știi să înveți să te rogi, să faci mătănii, să te împărtășești, să te spovedești. Cum ai știut să te îmbogățești, să ai casă cu 20 de rânduri, să o împodobești frumos, să-i pui mobila cea mai de lux, designul cel mai de lux, varul cel mai de lux, perdelele cel mai de lux, florile cel mai de lux, ograda cea mai de lux. Trebuie să știi să te împodobești în suflet, să placi lui Dumnezeu la fel. Deci astăzi Evanghelia este una a iubirii de Dumnezeu pe măsura bogăției sufletești. Dacă vreți să vedeți cât de bogați suntem sufletește, cântăriți-vă singuri în conștiință și pe data viitoare la spovedit să spuneți cât de mult îl iubiți pe Dumnezeu. Amin.